dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul Mihai Ionel. Haideți să vă arăt aici niște greșeli care să pentru șoferi amatori și pentru cei profesioniști am observat că nu știu să facă deosebire într-o bandă de accelerare. Asta e bandă de accelerare. Deci până la încadrare aici, da? Avem acolo cum vine după drumul vechi din Constanța la Ovidiu în giratori, e o bandă de accelerare care se intră în A4 ăsta și imediat în giratoriu. Mulți confundă acea bandă cu bandă de virare la dreapta, înainte sau la stânga. Și vreau să vă arăt că am văzut multe greșeli aici și chiar și mie mi s-au întâmplat, s-au băgat pe partea dreaptă, încercând și fientând într-un fel sau altul pe ăștia care stăm noi la rând, că se aglomerează uneori acolo în giratoriu respectiv, iar ei se bagă pe banda de urgență până acolo la intrare, o să vă arăt imediat, deci pe banda de accelerare, și după aia vezi doamne să încadrează ei cu dreapta și fac în giratoriu și pleacă că nu au răbdare. După cum v-am mai spus, sunt și șoferi profesioniști care habar nu au, sunt și șoferi amatori care habar nu au. Păi și când într-adevăr nu cunoști, apoi nu cunoști și ar fi cazul să fii un pic mai atent aici. Ne apropiem, da? Deci aici e capătul 4, A4, deci centura Constanței, da? Avem bandă de ieșire, da? Decelerare, de reducere. Vedeți? Se formează o coadă și mulți intră pe banda de urgență, fentând acolo cu dreapta zicând că ai bandă de vira la dreapta, dar nu, ai bandă de accelerare, n-are nicio treabă cu viratul la dreapta. Adică până în giratoriu, orice mașină care iese de aici după banda asta de accelerare care se încadrează aici în A4 ăsta, imediat o să vedeți, deci nu se vede că vine o curbă așa. Ia uitați, de unde iese cimentrucul ăsta? Deci ai o bandă de intrare, accelerare, se intră aici. Bine, dar nu prea ai unde să mai accelerezi, că e giratoriu, capătul autostrăzii. Dar mulți se bagă pe aici, prin dreapta, ca să fenteze chipurile în partea aia altă, să... Ei zice că banda aia face cu dreapta. Dar nu e adevărat. Și uite așa am văzut situații la care s-au băgat pe dreapta, camionul a dat să ia viraj să ducă și l-a strâns grămadă acolo, i-a făcut lateralul praf. Nu-mi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat, aia este o lecție pentru mulți și o învățare de minte. Ia uitați, deci banda asta până acolo e bandă de accelerare. Și cum e la albastru, el dacă se duce cu dreapta, ei vin și se încadrează, rămân pe bandă, dar el, până acolo, el trebuie să fie încadrat aici. Da? Eu o să-l las să bage. Ia uitați cât i s-au întâmplat, uite. Mulți s-au băgat pe aici, pe-n dreapta. Dar asta nu-i bandă de viraj. Uite că aici s-a închis unghiul deja. Frățioare, dacă s-a închis unghiul,
Uite, nu mai are acolo unde. Da, dragi prieteni, hai să vedem aici. S-a băgat unul pe dreapta lui și l-a strâns grămada. Iar domnul să te mustri, dar... Adică ești mecher și cum te faci, că l-a blocat traficul acolo. Cheam poliția. Așa să bag pe dreapta și spune că... Ia uite, băgați-vă pe dreapta și până spuneți că v-ați strâns aia în camioane. Vine pe... banda de urgenții, da. Banda de urgență și mă depășesc pe dreapta. Uite așa, așa era să strâng eu. Te strag și ție una, mustrat iar domnul să te mustri. Julet, ia da drum. Și l-a turtit, i-a rupt oglindă, i-a rupt tot. De ce te-ai băgat, mă?
Și îmi folosești banda aia ca spre selectarea benzilor de virare, la stânga, înainte sau la, sau la dreapta. Dar e greșit, foarte greșit. De aceea mulți au rămas umbli. E într-adevăr, cedează, după cum ați văzut. Puteți să dați imaginea înapoi. Dar e cedează pentru ăla care încearcă să încadreze pe partea mea, în banda mea. Cum eu i-am făcut loc lui ăla să încadreze, ăla a procedat corect. Dar alții nu, alții merg pe trei rânduri, așa încearcă să intre în giratoriu. Păi cum intri pe trei rânduri în giratoriu, când giratoriu are doar două benzi de circulații, la fel ca drumul ăsta pe care ne aflăm acum. Deci nu ne va lăsa nimeni să facem nicio depășire de biciclete, nu cumva să frâneze careva, atât din te îngrămădești, mustrai ar domnul. Nu frânează nimeni, nu reduce nimeni. Deci pui semnalizare, bă, am bicicletă, am căruță, nu, domnule? Păi bă, redu puțin, mă, și lasă-mă să mă încadrez și eu să intru, să depășesc căruța asta. Oprești și frânezi, dă-te-ai mai camionul, că tu cu turismul ți-e greu să frânezi. Dar nu ai ce să le ceri multora, că nu știu, nu cunosc reguli de circulații. Și n-ai ce să le faci, trebuie să-i lași ca pe ei în prostia lor. Măi, fraților, când ți-a pus ăla semnalizare, păi lasă-l să iasă. Că dacă voi veniți 50 din spate și că traficul s-a aglomerat, nu mai e ca pe timpul lui Ceaușescu sau acum 10 ani în urmă sau acum 20 de ani în urmă, când trecea 5 mașini pe aici la oră. Acum trec 30 pe minut. Deci eu n-aș mai putea să mă încadrez. Nu? N-aș putea să mă mai încadrez. Așa că omul când ți-a pus semnalizarea, lasă-l, că el oricum demarează, vede că i-ai dat voi, a trecut, se retrage la loc și pe urmă vezi de drum, că doar nu ești singur, mă, mustratear, domnul, pe șosea. Mai sunt și alții care circulă. Da, n-ai ce să le ceri, te uiți la ei, mă uit în oglindă, mă, le pui semnalizarea, dai peste ei și în ultim moment atunci ai vezi că face de volan, uite așa, și pun niște frâni de alea de mai să duc pe în șanț, pe... știi, mă uit la ei, zic eu, te mă, mor și nu știi de ce moare. Pentru că ori scăscați și nu văd, nu s-a atenți, ori așa e nația lui, bă, asta e, știi, că ăla, că dacă am prioritate, eu nu frânez, bă, bun, na, eu te înțeleg că ai prioritate, dar dacă vezi că ăla vine peste tine, cum adică, tu mori și nu frânezi, că ai prioritate, mori cu prioritatea, nu? Cam așa sunt unii, uite, cum sunt ăștia aici? Așa, dacă vin unul după altul, păi ce face? Nu-i mai lăsăm în trafic, nu mai lăsăm nimic, că doar noi avem prioritate. Până nu se termină tot cârnatul ăla, până nu se termină cârnatul, nu mai intri. Trebuie să încercăm, fraților, să fim un pic civilizați. Să fim un pic civilizați în trafic, nu așa... Ia uite, aici vine bani... Una după alta. Păi ăsta când se mai încadrează? Uite, ăsta trebuie să forțeze să intre și el. Doar n-o să aici până la 12 noaptea când se retrag toți acasă. Și atunci hai că mă pun și eu în mișcare. La fel e și cu asta. Vine aia, dă-te mă puțin, lasă-l să a semnalizat, să încadrează, să intre, dă-i pace. Dar la noi nu este educație. Degeaba spunem noi.
Eu ăștia la școala de șofer nu știu ce e fi învățământ pe ăștia. Păi băi, domnul instructor, dacă eu te las pe tine când te întâlnesc în trafic, ești cu... Iată-l. Păi da, mă, dacă el a avut Florin, nu a avut 74 Florin. Dă-i una, mă, dă-i, mă, dă-l încolo. El a avut BMW, ce eu zic, dacă stau eu în spatele la camion, mă. Și dădea una lui ăla. Și strica și BMW-ul. Băi, Florin, băi. Și... instructorii ăștia, dacă eu stau după tine, cu elevul, am răbdare, să te încadrezi, să pleci după loc, să intri în trafic, tu de ce nu-i înveți, mă, la fel? Și tu, băi, frate, vezi cum au răbdare? Hai că noi suntem începători. Dar la rândul nostru, așa trebuie să ne ajutăm unul cu altul, că... O, ce viteză vin de sus? Vin-o tare, mă! Nu există... Ăsta, zic să-i zic, educație. Nu, de unde? Ce ca în junglă? Ca în junglă, mă, dacă am Audi, zici că Audi-le ăla nu mai are frână, numai accelerații. Dacă are BMW sau aia, ai văzut cum a făcut ăsta. Constanța 74 Florin. FLR. El a accelerat, ce ați văzut, stai eu după ăsta. Și dădea în ăla altul, din fața lui și tot așa, ce să le ceri? Că doar scapă de mine și dă mai încolo de altul. Și dacă e tot dai de mașini lente, că... Ăsta e traficul din România, astea șosele, n-avem drumuri, n-ai ce să le faci. De altfel, și că trebuie să mărim amienzele, că nu știu ce au făcut unii, că nu știu ce au făcut alții. Ce să le mai mărești, mă, amienzi? Pe ce să mai mărești amienzi? Vă mai trebuie bani la buget sau ce? Dar n-avem noi destule de amienzi, destul de mari și de... Cum mă asigur eu, mage? Trenul nu se vede după curba aia. Aici se vede un pic. Cum ne asigurăm noi? Dacă vine trenul cu 100 la oră, hai 80. Trage una, sar după linie. Aici cum mă asigur eu? Aici eu n-am cum să mă asigur, eu din camion n-am, eu nu văd dacă vine, decât în oglinda lupa de sus. Că nu văd, cum mă asigur eu în dreapta? Mă dau jos din mașină, să mă uit. Salut, colegul. Cam asta-i, cum mă asigur? Du-te răbde. Și de gala. Stația pe 23. Că trebuie să comunicăm aici. Gata.
semnalizare. Cât e azi, mă? Azi e în 12. Bă, dar pixul ce-am făcut cu el?